După o noapte de distracție la unul dintre localurile din orașul dâmbovițean Pucioasa, doi frați s-au luat la harță pe drumul spre casă. Alt grup de tineri ar fi intervenit, iar unul dintre ei a scos cuțitul și l-a înjunghiat pe unul dintre frați. Celălalt povestește uimit întâmplarea. A fost aseară cu sorul meu într-un club, cu fratele meu, cu sorul meu, cu niște prieteni, am vrut să ne distrăm frumos. Ne-au agasat niște, un grup de persoane, practic degeaba. S-au băgat între mine și frate. Nu. Practic pe unul doar. Dar v-a agasat pur și timp, după stradă. Fratele meu și cu mine purtam o discuție mai aprinsă, ca între frați. În momentul acela s-au băgat peste noi, că de ce vorbim și de ce vorbim între noi. Și asta s-a întâmplat și fratele meu i-a răspuns. S-a răpustit asupra dumneavoastră. Da. Da, și ne-au bătut, pe fratele meu l-a înjunghiat. Tânărul a fost transportat la Spitalul Județean de Urgență Târgoviște. Tânărul în vârstă de 22 de ani înjunghiat în abdomen a fost operat, iar acum se află sub atenta supraveghere a medicilor. Oamenii legii efectuează cercetări pentru a vedea din ce cauza a izbucnit conflictul. În data de 27 iunie, la ora 6:30, a fost adus cu ambulanța de la camera de gardă a Spitalului Orășenesc Pucioasa un tânăr pentru plagă înjunghiată în regina lombară stângă și stare de ebrietate. A fost examinat de medicul de gardă de la departamentul de urgență și de medicul de gardă de la chirurgie generală și s-a decis internarea de urgență în secția de chirurgie, unde peste câteva ore a și fost operat. Diagnosticul postoperator a fost de plagă penetrantă, înjunghiată cu armă albă, în flancul stâng abdominal și hemoperitoneu, adică sânge în abdomen. S-au efectuat manevrele specifice, procedurile specifice din punct de vedere chirurgical și pacientul astăzi a fost readus în secția de chirurgie generală cu stare generală bună, este supravegheat în postoperator și se urmează procedurile medicale specifice. Starea lui este bună. Familia victimei așteaptă acum ca organele de anchetă să facă dreptate în acest caz. L-au tăiat, eu nu înțeleg dacă doi frați se ceartă. De ce altcineva vine să ia la băt, să-i bată degeaba așa și să taie și alte chestii. Venise unul să ne spună ca să facem pe calea mea adilă. Și dumneavoastră n-ați vrut să faceți? Păi de ce să iau pe calea amiabilă? Ce să iau? Să iau bani? Păi dacă moare copilul ăla sau se întâmpla și se ducea cuțitul ăla mai rău în el, cum era? Cazul tânărului înjunghiat din orașul Pucioasa nu a fost unul singular. În aceeași zi, dar câteva ore mai târziu, un alt bărbat a ajuns la spital cu rană deschisă după ce a fost înjunghiat de propriul său tată.